Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Avocatului. Eu sunt Andreea Susan și vă stau alături și în această seară cu cele mai utile sfaturi din domeniul juridic. Așadar, îl am din nou alături de mine pe domnul avocat Alin Andruț, cu care vom discuta despre proprietatea privată. Bună seara, domnule avocat, și bine ați revenit! Bună seara și mulțumesc de invitație! Cu mare plăcere! Domnule avocat, haideți să discutăm puțin despre proprietatea periodică, despre ce reprezintă aceasta pe înțelesul telespectatorilor noștri. Da. Proprietatea periodică este acea situație juridică în care mai multe persoane exercită folosința asupra unui bun pe perioade succesive, cu caracter permanent, pe perioade determinate. Aceasta însemnă pe parcursul unui an calendaristic, pornind de la o săptămână, să zicem, o lună, jumătate de an. Aceste perioade între diferiții proprietari ne trebuie să fie în mod necesar egale. Un proprietar putem fi proprietar asupra celui bun pe o perioadă de o săptămână, altul, să zicem, pe o lună sau pe jumătate de an. Aceasta este practic și principala diferență față de proprietatea pe cote părți, unde există de asemenea mai mulți proprietari, dar unde fiecare proprietar exercită atributele dreptului de proprietate în același timp cu ceilalți proprietari potrivit cotei lui de proprietate. În cazul proprietății periodice, fiecare proprietar este proprietar exclusiv asupra bunului, dar pe o perioadă determinată, cum am spus înainte, pe acea perioadă de o săptămână, o lună, după cum a încheiat contractul prin care a dobândit bunul respectiv. Dar care sunt caracterele proprietății, caracterele juridice ale proprietății periodice? Sunt aceleași caractere ca ale dreptului de proprietate obișnuit, să spunem. Este un drept absolut, exclusiv. Aceasta înseamnă că proprietarul poate înstrăina bunul pe care îl deține, poate să-l închirieze, să-l doneze, să îl dea spre folosință gratuită, practic are aceleași drepturi ca în cazul unei proprietăți exclusive. Dar care sunt subiectele dreptului de proprietate periodică sau cine poate dobândi proprietate periodică? Orice persoană fizică sau juridică, chiar și statul în domeniul privat al statului. De exemplu, o persoană juridică, o firmă, o multinațională poate să achiziționeze o casă de vacanță pe o perioadă determinată, pe perioada de o lună, să spunem, o perioadă concediilor, sărbătorilor de iarnă, unde să se ducă, relaxeze. Sigur că da, angajații, ca să-i stimuleze să se reîntoarcă cu spor la lucru. Așa este, dar ce bunuri pot face obiectul proprietății periodice? Atât bunurile mobile, cât și bunurile imobile. Vorbind de bunuri mobile, de exemplu, un autoturism, deși cazurile de proprietate continuă în cazul bunurilor, în situația bunurilor mobile nu prea întâlnim, această situație fiind reglementată mai clar în privința imobilelor. Această instituție nou reglementată în Codul Civil reprezintă practic o reglementare a unei realități consacrate în timp și este o creație a industriei de turism și a rezultat din necesitatea de vânzarea unor case de vacanță, apartamente situate în zone turistice de care să beneficieze cât mai multe persoane. Am înțeles, dar care este temeiul acestei forme de proprietate? Cum poate fi dobândită proprietatea? O persoană poate să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru acest gen de proprietăți. Poate să-l dobândească prin testament lăsat moștenire de către antecesorul său, poate fi donat către acesta sau, după cum a fost situația pe vremuri chiar în țara noastră, poate fi dobândit ca un câștig la loterie, dacă vă amintiți de o promoție a loteriei române Vila de Aur, unde se câștiga un apartament în cadrul unei vile pe o perioadă determinată într-o stațiune montană. Am înțeles, dar ce drepturi are proprietarul unui bun dobândit în această modalitate? Să dispună ca un proprietar întreg pe perioada pe care a încheiat contractul de bunul respectiv. Aceasta înseamnă că poate să-l folosească, să-l utilizeze cum consideră de cuvință. Vorbeam mai înainte că poate să-l închirieze, poate să-l dea în folosință gratuită, adică să încheie un contract de comodat pentru acest imobil.
poate să dispună cum consideră necesar de bun, dar la finalul perioadei pentru care are încheiat un contract sau i s-a transmis un testament, trebuie să pună la dispoziția proprietarului următor acest bun. Dar care sunt obligațiile de care este ținut acesta? Ca un bun proprietar, ce ar trebui să fie, trebuie să se îngrijească de imobilul sau de bunul mobil respectiv, să aibă grijă să nu se degradeze. În cazul în care sunt necesare reparații, să facă aceste reparații. Desigur, dacă este vorba de reparații majore care trebuie aduse imobilului, se inundă, se pornește un incendiu și nu este asigurat imobilul, aceste reparații trebuie suportate de toți proprietarii acelui imobil conform perioadelor deținute. De exemplu, dacă un proprietar are folosința imobilului pe jumătate de an, este normal ca acesta să contribuie mai mult la cheltuielile care au fost necesare decât al proprietar care are folosința bunului doar pe o perioadă de o săptămână. Dar în caz contrar? Ar fi utilă o înțelegere anterioară în privința acestor reparații ca să nu existe discuții. În caz contrar, se poate ajunge în instanță, aceasta ar fi ultima soluție și să fie obligat celălalt proprietar să contribuie potrivit cotei care i-a revenit. Presupun că vorbim și de existența unui contract în care ar trebui să fie menționate aceste lucruri despre care tocmai am discutat, obligații. Sunt regulile prevăzute în codul civil, regulile generale pe care trebuie să le respecte orice proprietar care țin de buna conviețuire într-o societate. Acești proprietari care au perioade de folosință a bunului pot să încheie un contract de administrare. Dacă vorbim de un imobil aflat într-un bloc, un apartament într-un imobil cu mai multe locuințe, probabil aflat într-o zonă turistică, pentru că aceasta este și scopul proprietății periodice, se poate încheia un contract de administrare, cum se încheie de altfel și în cazul blocurilor obișnuite, unde există o asociație de proprietari care administrează cheltuielile curente și toate reparațiile ce sunt necesare la aceste imobile. Desigur, este necesar acordul tuturor proprietarilor pentru încheierea unui astfel de contract de administrare. Acte de administrare pot fi făcute pentru perioada pentru care are contract fiecare proprietar de către acesta personal, fără însă da socoteală celorlalți. Dar când privesc imobilul în integralitatea sa pe perioada unui an calendaristic, sigur că este util, este și obligatoriu să existe acordul tuturor proprietarilor. Bineînțeles, dar există posibilitatea excluderii unui coproprietar și în ce condiții se poate face asta? Trebuie să luăm în calcul și această posibilitate. Pot exista situații în care un proprietar care folosește imobilul o să nu mai vrea să plece de acolo la finalul perioadei când, pentru care el a încheiat contractul respectiv. Sau să aduc anumite daune imobilului și acesta să nu mai poată fi folosit de către ceilalți proprietari pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă. În aceste situații, proprietarul vătămat, doar acesta poate introduce o cerere la instanța de judecată prin care să ceară excluderea acestui proprietar care a adus prejudicii de folosință imobilului respectiv. Pentru că o astfel de cerere să fie admisă de instanța de judecată, este necesar ca un alt proprietar din cei deja existenți sau o terță persoană să fie disponibil să îi cumpere partea proprietarului care va fi exclus. Dacă există un asemenea acord, instanța va pronunța o încheiere de admitere în principiu, iar după ce această hotărâre rămâne definitivă în urma exercitării căilor de atac, va dispune vânzarea bunului. Aceasta se va face ori de comun acord între părți, între proprietarul vătămat și proprietarul vătămător, ca să spunem așa, ori dacă nu, în baza unei expertize efectuate la dosar, care să stabilească valoarea aproximativă, valoarea de circulație a bunului respectiv. După ce suma se consemnează la
o instituție de credit agreată de către instanța de judecată, se va pronunța și hotărârea care va ține act de care va ține loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Așadar, coproprietarul exclus poate fi supus la despăgubiri. Normal, ori în baza contractului încheiat, regulilor de bună conduită, ori în baza conduitei sale ilicite, care poate să atragă și alte sancțiuni, sancțiuni contravenționale, penale, dacă este cazul, dacă se constată că bunul a fost distrus din vina sa, nu dintr-o cauză externă. El trebuie să despăgubească pe ceilalți proprietari, precum și tățele persoane vătămate prin faptele sale. Nu puteți da câteva exemple? Cum am spus, se poate porni un incendiu în imobil. Dacă imobilul nu este asigurat, iar vina îi aparține proprietarului din cauza căruia s-a pornit acel incendiu, acesta va trebui să despăgubească, să readucă imobilul la starea inițială. De asemenea, dacă un alt proprietar a fost prejudiciat prin nefolosința imobilului pe perioada pe care acesta trebuia să folosească imobilul prin aceste daune aduse, desigur că va trebui despăgubit. Însă orice pretenție în instanță va trebui să fie dovedită. Așa este, dar în ce modalitate a evoluat proprietatea periodică de-a lungul timpului și ce implicații practice poate avea pentru România? După cum am spus anterior, această proprietate periodică este o inovație, este o creație a industriei de turism. Ea a apărut în anii 70 în zona Franței, în Europa, extinzându-se ulterior în anii 70 și în America, unde au apărut de altfel și primele burse de schimburi în care proprietarii puteau să facă schimb de imobile. Eu am un imobil pe o perioadă determinată într-o stațiune din Franța, să spunem, și fac schimb cu o altă persoană care are un imobil în Spania, pe aceeași perioadă sau pe o altă perioadă, dacă există o înțelegere. În această modalitate se pot face schimb de aceste locuințe pentru a evita ca o persoană să meargă timp de zeci de ani în același loc, în aceeași locuință, pentru a-și petrece concediul. La noi în țară am făcut de asemenea referire la cazul Loteriei Române, unde s-a pus în vânzare acea emisiune, acel loz prin care se câștiga un apartament pe o perioadă determinată, Vila de Aur, într-o stațiune montană. Reglementare în domeniu în țara noastră nu a existat până la apariția noului cod civil. A existat o directivă europeană care s-a încercat să fie pusă în practică în 2004, dar în mod concret și clar cum s-a făcut până în prezent, nu a existat. Cred că acest tip de proprietate a trebuit să atragă interesul atât investitorilor care pot să-și vândă imobilele construite mult mai simplu, dacă cele aflate într-o destinație turistică, cât și proprietarilor. Proprietari care vor plăti un preț mult mai mic dacă achiziționează acest imobil, să spunem, pe o perioadă de o săptămână. Prețul, bineînțeles, diferă în funcție de sezonul în care se achiziționează acest imobil. Dacă se achiziționează în vârful unui sezon, normal că prețul este mai mare decât într-o perioadă în care nu este sezon. Așa este, vorbim de sezon și extrasezon până la urmă. Tot timpul prețurile se modifică în funcție de asta. Și acum că ne apropiem de final, aș vrea să vă întreb, ce sfat dați dumneavoastră persoanelor care se află în situația de a închiria o proprietate periodică pentru a nu se confrunta de diverse probleme cu legea, probleme juridice? Această proprietate se cumpără. Se dobândește dreptul de proprietate pentru totdeauna, pe durata existenței bunului respectiv. Aceasta înseamnă că devenim proprietari, putem să-l folosim pe perioada respectivă pentru toată viața. Putem dispune de acest bun, putem noi la rândul nostru să-l închiriem. Sau cum s-a întâmplat în străinătate, unde piața este mult mai dezvoltată și cu o tradiție mai îndelungată, existând aceste burse de schimb, să face schimb de locuință cu persoane din alte părți. Este binevenită o astfel de
instituție, putând orice persoană, chiar și cu venituri mai modeste, să achiziționeze un bun, să spunem, pentru o sumă de 2000 de euro, să-și cumpere pe o perioadă de o săptămână un apartament la mare, unde să meargă toată vara. Desigur, există și dezavantaje în condițiile în care, după cum am spus, va trebui să mergi în același loc, în aceeași stațiune și în același apartament pe o perioadă de timp. Da, până la înstrăinarea acelui imobil, dacă ne plictisim la un moment dat de el. Am înțeles, domnule avocat. Vă mulțumim mult pentru informațiile aduse. Au fost de mare folos. Cred că mulți dintre noi trebuia să știm mai multe despre proprietatea privată. Vă așteptăm și pe viitor în cadrul emisiunii. Și eu vă mulțumesc cu plăcere oricând. Vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară. Eu voi aștepta noi sugestii în legătură cu subiectul emisiunii următoare, pentru că problemele dumneavoastră contează. Vă doresc numai bine. La revedere!